Vă salut, prieteni, și vă spun bine ați venit la o nouă emisiune, deși cred că greșesc, nu este o emisiune, poate o semi-emisiune, sau poate chiar un sfert de emisiune, sau poate doar o emisiune cu întrebări, pentru că în această emisiune o să punem întrebări pentru Lece, pentru că așa cum poate că bine știți și voi, mâine e emisiunea lui Rebeliunea de joi seara și în cadrul emisiunii o să facă un scurt Q&A, sau mă rog, nu neapărat un scurt Q&A, poate un lung Q&A, în care o să răspundă la întrebările voastre. Noi ne-am gândit să îi dăm o mână de ajutor, să îl încălzim înainte de marele meci, la fel cum se încălzesc sportivii înainte să intre în ring, boxerii, și ne-am gândit să-i punem și noi câteva întrebări. O să răspundă el dacă vrea la ele, dacă nu vrea, nu ne supărăm, nu este nicio problemă, o să îi le punem altă dată și o să răspundă la ele în alte emisiuni, poate. Dar, cum v-am zis, asta este scopul acestei emisiuni din această seară. Vrem să-i punem câteva întrebări, 11 la număr, și să vedem ce ne răspunde el. O să încep repede, nu o să tragem de timp. Și o să încep cu un episod din viața sa care mie mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult povestea pe care el a spus-o despre acel steag pe care l-a primit de la suporterii celor de la Genoa. El fiind un copil, practic un tânăr care era la începutul vieții de suporter pe stadion. Ce vreau eu să-l întreb pe Lece este dacă acel moment a fost decisiv pentru nașterea ultrasului Lece. Știm foarte bine că el era suporter înainte de acel moment, știm că l-a marcat ceea ce a văzut la acei suporteri de la Genoa și vrem să știm dacă, fără acel steag pe care l-a primit de la acești suporteri, el ar mai fi mers pe drumul ultraseriei. Acum facem un fast forward pentru întrebarea a doua și trecem de la tânărul care a primit un steag la bărbatul cunoscut în peluză și în lumea steliștilor. Omul matur Lece a dat mai departe ceea ce a primit, asta vrem să știm noi. I-a dat și el un steag adevărat sau simbolic unui alt tânăr sau unui copil care tocmai a pășit și el în lumea peluzelor? Asta este chiar o întrebare la care aș vrea să aflu răspuns de la el și sper din tot sufletul să o ia în considerare pentru emisiunea de mâine și să și răspundă la ea. Trecem acum la un subiect mai serios pentru întrebarea a treia. Cât de important e fenomenul ultra pentru un club sportiv? Și aici, dacă ni se permite, o să introducem și Steaua. Cât de important e fenomenul ultra pentru Steaua București? Pentru că sunt unii care știți foarte bine sunt împotriva ultrașilor, sunt alții care cred că doar ultrașii contează și așa mai departe. Vrem să știm părerea lui. La 4, întrebarea a patra, vreau să-i cer un sfat, ca să spun așa, în numele tuturor celor care poate că se gândesc să facă și ei un pas așa pe drumul ultraseriei. Ca suporter eu am urmat clubul în deplasări, am fost prezent la mai multe meciuri, la mai multe sporturi, am stat în peluză, am cântat tot meciul, a doua zi am fost și eu răgușit, am băut cu băieții, ne-am bătut cu băieții de la rivali, am făcut steaguri, am făcut cântece, dar este asta destul pentru a fi un ultras? Care este mentalitatea unui ultras adevărat? Asta ar fi cam întrebarea numărul 4. La 5 mergem mai departe și eu vreau să știu părerea sa. Acum, fotbalul s-a transformat, ați văzut și voi, în ultimii ani s-a schimbat în mod continuu de-a lungul timpului, dar s-au schimbat oare și suporterii, dar ultrașii. Asta vreau să-mi spună Lece. La 6, întrebarea a 6-a, despre ultrași se spune că sunt huligani, că sunt needucați, că sunt chiar infractori. Însă nu putem să nu observăm că în același timp ultrașii sunt acei oameni care realizează coreografii foarte frumoase, realizează niște banere senzaționale, niște
cu niște mesaje pe care nu le găsești nici chiar în marile companii de marketing și de publicitate. Fac cântece, compun cântece, atenție, care devin hituri, ca să spunem așa, pentru că ajung să fie cântate, nu doar ascultate, ci și cântate de zeci de mii de oameni. Așadar, întrebarea mea, întrebarea numărul 6 este: poți să fii ultras dacă nu te duce tărtăcuța? Și ca un follow-up question pentru întrebarea numărul 7, la această întrebare numărul 6, un follow-up question din nou zic, vreau să-i cer lui Lece să ne spună 3 cărți din care poți învăța lecții care să te ajute să fii un suporter mai bun. Atenție, nu neapărat un ultras, ci un suporter mai bun. Dacă tot vorbim despre cărți, la întrebarea numărul 8, aș vrea să știu cât de important e pentru tinerii steliști să citească vechile cărți scrise despre Steaua. Pot învăța ei despre ce înseamnă clubul nostru cu adevărat de altundeva? Pot ei să învețe? Că știm, la televizor, din păcate, sunt foarte rare emisiunile despre Steaua București din perioada de glorie. Pe YouTube găsesc, dar și acolo sunt înjumătățite în, nu știu, la poate 10% din ce reprezintă cu adevărat acele videoclipuri. E foarte greu pentru tinerii steliști să înțeleagă ceva. Pot ei învăța de altundeva? Pot ei să se folosească de cărțile acestea care au fost scrise ca să prindă esența Stelei, ca să știe cu adevărat ce înseamnă Steaua, să nu meargă și să facă greșelile pe care le fac suporterii tineri din ziua de astăzi, care cred că clubul nostru înseamnă doar Liga 1, înseamnă doar cupele europene, titluri și așa mai departe, și uită că de fapt Steaua București a însemnat de-a lungul istoriei sale mult mai mult de atât. Dacă tot am vorbit despre Steaua, la întrebarea numărul 9 vreau să-l întreb pe Rece cum vede el clubul Steaua în viitor, cum vede relația clubului cu suporterii, mai ales având în vedere problemele pe care noi le avem cu conducerea. Și pentru a mă apropia de sfârșitul acestei microemisiuni, ajung la întrebarea 10, ea spune așa: cum ar fi fost viața ta, Lece, fără Steaua București? Este altă întrebare la care, sincer, eu aș vrea să aud răspunsul tău. Nu știu dacă o să o iei în considerare, dar eu sper să o iei în considerare. Iar întrebarea numărul 11, ultima întrebare, va fi o întrebare așa mai personală. Am început discutând despre meciuri de box. Eu știu că Lece este practicant de arte marțiale. Știu că îi plac aceste sporturi. Întrebarea mea pentru el este: dacă ai fi invitat, Lece, să urci în ring, l-ai putea bate pe Jake Paul, youtuberul care a devenit boxer și care îi enervează acum pe toți luptătorii profesioniști, lăudându-se la tot felul de evenimente de box, de arte marțiale mixte și spunând că el ar putea să-l bată pe cutare. Am urmărit mai mulți sportivi profesioniști care au spus că nu sunt deranjați de faptul că acest individ participă la astfel de evenimente, că boxează în ring, că și chiar și câștigă sume destul de mari, chiar mai mari decât câștigă ei fiind sportivi profesioniști, cu asta ocupându-se, muncind mult mai mult decât Jake Paul. Însă au spus că îi enervează lipsa de respect pe care o are acest YouTuber, până la urmă, că eu nu pot să-i spun boxer, lipsa de respect pe care o arată, cel puțin, că s-ar putea să nu aibă, s-ar putea să fie totul un show, însă el demonstrează o lipsă de respect față de sportivii adevărați. Lece, vreau să știu, te-ai urca cu el în ring și dacă te-ai urca, în câte secunde l-ai face knockout? Prieteni, acestea sunt întrebările pe care noi le-am pregătit pentru Lece, pentru Rebeliunea de joi seara, emisiune care evident va avea loc joi seara, adică mâine seara de la ora 21 pe comunitatea suporterilor steliști. Urmăriți-i, puneți-i întrebări lui Lece și știți și voi cu ce voi încheia această transmisiune, ca să spun așa. Forța Steaua!